prezidiul format din domnul decan, conferențiar doctor inginer Carius Pănoiu, doamna prodecan, conferențiar doctor inginer Ana Socalici, doamna director de departament, conferențiar doctor inginer Lucia Luceanu, domnul director departament, șef lucrări, doctor inginer Ionel Muscalatiu, și președintele Ligii Studenților, Tănase Florin. Ne aflăm astăzi la cea de-a noua ediție a simpozionului organizat de Facultatea de Inginerie Hunedoara, facultate care se mândrește cu o lungă tradiție și experiență în organizarea întâlnirilor cu caracter științific. Scopul acestui simpozion este de a acumula cunoștințe, de a face schimb de experiență în domeniul științific și, de ce nu, de a ne cunoaște noi studenți. Asta a fost, pe scurt, ideea simpozionului. În continuare, dați-mi voie să-l prezint pe reprezentantul firmei Memory, domnul Savo Laszlo, care ne va prezenta câteva aspecte legate de colaborarea cu noi, cu Facultatea de Inginerie și cu studenții. Bună ziua! Mă bucur de invitație, mă bucur că mă aflu aici, într-o audiență așa de distinctă, selectă, și mă bucur că am ocazia să prezint firma noastră și relația de colaborare care există între firma noastră și mediul academic în general, Facultatea de Inginerie Hunedoara în particular. Și când orice prezentare este reușită, dacă este cât mai scurtă, am să mă străduiesc să fiu cât mai scurt posibil. Și puteți vedea pe ecran oferta pentru studenți și absolvenți. Puteți să citiți ce scrie acolo, eu am să vă spun faptul că am început o lucrare cu facultatea locală de acum aproximativ 10 ani. La început am avut o lucrare punctuală. Asta înseamnă pe diferite probleme, sporadic. Iar această lucrare a intrat în ultima vreme într-o linie dreaptă, ascendentă, și în actuala fază se află într-o fază de maturizare. De la Facultatea de Inginerie am luat în custodie, să zic așa, în glumă, studenți meritoși, foarte buni, pe care i-am format împreună cu facultatea, care astăzi lucrează pe proiecte internaționale. Deci, avem această colaborare permanentă care se manifestă inclusiv în practica anterioară de în general, un număr de aproximativ 30 de studenți fac practica la firma Memory în domeniul IT. Normal că nu toată lumea poate participa pe aceste proiecte. Avem nevoie de oameni dinamici, capabili să vorbească limbi străine, să-și însușească aceste limbi într-un termen relativ scurt și dispuși la deplasări în diferite țări ale Europei. Astfel putem să ne rugăm că am trimis la lucru studenți și absolvenți în Anglia, Danemarca, Franța, Germania, Belgia, Elveția. Deci avem o oarecare istorie. Acesta este scopul pentru care am plecat, ca să întăresc această relație care se află de parteneriat între firma Memory și Facultatea de Inginerie Hunedoara, în mod special și mediul academic în mod general. Dacă în trecut și-am preluat
această cutumă a trecutului. Practica era, să zicem, o activitate de bifat în curriculum. Astăzi lucrurile se schimbă și s-au schimbat deja în mod radical, iar prezența dumneavoastră aici este tocmai dovada acestui lucru. Dacă mai demult se făcea practică de dragul de a bifa activitatea undeva într-un tabel și a ne prezenta în toamnă spunând că uite, eu am făcut practica acolo sau acolo și poate nici n-am fost pe acolo, astăzi lucrurile s-au schimbat profund, radical. Lucrurile se schimbă, viteza crește, mediul economic devine din ce în ce mai complex, iar tânăra generație este din ce în ce mai agresată și mai supusă stresului. Va trebui să aibă o reacție concretă și corectă la această presiune, la acest stres. Și reacția dumneavoastră trebuie să fie prin focalizare. Deci ne focalizăm activitatea, studiul, pregătirea. Acolo unde simțim că avem capabilități, avem dorința de a ne perfecționa și unde credem că vom putea să progresăm. În acest mediu, în acest cadru, aș reliefa relația de parteneriat care trebuie să existe în general între mediul academic, reprezentat în special de facultăți, dar și licee, și alte instituții care au rol de catalizare, coordonare și mediul privat, mediul economic, reprezentat în general de companii private. Nu are sens să vă spun rolul IT-ului în viața de toate zile. Viteza a crescut și acest lucru a fost posibil datorită dezvoltării tehnologice. IT-ul nu mai este un scop în sine și nici nu trebuie folosit ca un scop în sine doar de către profesioniști, ci este un instrument la îndemâna oricui care dorește să fie performat. Deci de aceea, oricine este pe băncile unei școli are nevoie de acest IT. În mod special, profesioniștii în IT au nevoie de skill-uri mult mai puternice, ca o menire să creeze programe, să construiască sisteme, să le întrețină, să le abdrazeze, să le mențină în stare de funcționare spre folosul celorlalți. Vă aveți toate cu 10 minute. Aici vin cu o propunere concretă acum. Ați putut vedea asta, cu o propunere concretă. Viziunea noastră este să creăm în Hunedoara, în zona Hunedoara, nu numai în municipiul, în orașul Hunedoara, ci în toată zona asta, în centru puternic aici. Se știe că economia locală s-a cam prăbușit și e nevoie de ceva nou. Ce putem să punem? E trebuie să punem materia care există din abundență, care se numește inteligență. Și aici firma noastră, în afară de colaborarea cu facultăți, pe primul loc punem facultatea locală, dar și alte facultăți, avem colaborare cu facultăți. De exemplu, implementăm la Universitatea din Petroșani un sistem e-learning, lucru care dorim să-l facem și aici, în curând, care este lucru. Aș dori să invit mediul academic, începând cu Facultatea de Inginerie a Hunedoara, Universitatea de Vest Timișoara, să
creăm aici local un centru de excelență. Acesta este cuvântul foarte des folosit astăzi, da? IT. Și în ce ar consta acest lucru? Ar consta în niște echipamente, niște soluții, niște sisteme soft și hard, la care studenții să aibă acces gratuit, organizat, în scop de instruire și perfecționare și creare. Acest lucru se poate materializa. E nevoie de un pic de dinamism, un pic de curaj, este absolut necesar. În parteneriatele cu firmele private ale mediului. Concret ar trebui să facem câțiva pași, să știe că orice sistem funcționează pe baza unor reguli. Ar trebui să facem, să zicem așa, o comisie de stat care să pună bazele organizării acestui centru de excelență. Să invităm facultățile, să invităm firmele private și să începem treaba. Aș încheia cu acest mesaj că prezența dumneavoastră aici reprezintă, de fapt, dovada faptului că astăzi practica studențească și formarea resurselor umane nu mai este o activitate colaterală, secundară a învățământului, ci este exact calea cea mai solidă, cea mai sigură de a ajunge în mediul economic pentru a avea o viață decentă și a putea profesa în viitor. V-aș ruga să mergeți acasă, de unde sunteți, de unde ați venit, cu acest mesaj. Puneți mare accent pe parteneriatul mediul academic, firme private și înrolați-vă în proiectele desfășurate de aceștia în comun. Mulțumesc! Mulțumim și noi pentru prezența dumneavoastră. În continuare, vă invita pe colega mea, Araț Cezara, care ne va prezenta un proiect la care am muncit foarte mult și care am hotărât să îl prezentăm pentru toată lumea. Dacul. De simularea parcării a mașinii, dar din contact
problemelor tehnice, nu vă pot prezenta astăzi. Și ce am dorit să scot în evidență este că se poate face așa ceva. Se poate face un program, pot face programe de parcare asistată, chiar și pe mașinuțe electronice, care au puține comenzi și un fix de dreapta stânga, deci un fix de viraj. Se pot face lucruri, se pot face prin metode destul de ieftine, aș zice eu. Și este o tehnologie care, spun eu, merită să se implementeze. Parcarea, chiar parcarea cu spatele, eu știu că dă destul de multe probleme șoferilor la testele de conducere. Și așa un sistem implementat la mașinile moderne ar ajuta mult șoferii să îl obțină. Mulțumesc pentru atenție, sper să vă fi plăcut. Proiectul, deocamdată, nu este încă în faza finală, în ce fază este, v-am putut arăta. Mulțumesc mult pentru atenție! Bună ziua, dragi prieteni, și momentul la emisiune Dincolo de Aparențe, în o nouă ediție. Suntem după deschiderea simpozionului de aici, de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, simpozionului științific studențesc, ediția a noua, din câte am aflat, și stau acum de vorbă cu o studentă, da, una dintre organizatorii acestei ediții din acest an. Da? Cum te numești? Alexandra Corpade, sunt vicepreședintă în Liga Studenților și membru organizator. În ce an? Anul 3, la secția de informatică. Secția de informatică, am înțeles. După asta urmează masteratul, înțeleg, da? Da, bineînțeles. Ești în regimul de la Bologna. Da, fac 4 ani plus 2 master. A, deci încă un an după asta. Da, da, da. Așa, ca să le lămurim. Bun, Liga Studenților se implică de mulți ani în organizarea acestui simpozion, sigur, și în alte manifestări, dar acesta este foarte vizibil, din câte știu, pentru că am fost mai mulți ani aici la rând și am filmat evenimentele de aici, de la dumneavoastră. Ce înseamnă în acest an, ediția noua, simpozionul științific studențesc? Secțiile care, mă rog, îl formează simpozionul, temele, să zicem, participarea, câteva elemente. Anul acesta sunt 4 secții. Prima secție, informatică, cea de-a doua, mecanică, cea de-a treia, ecologie și protecția mediului, iar cea de-a patra secție, economie și științe matematice. Sunt studenți din toată țara invitați, de la peste 10 universități de prestigiu din țară. Câteva nume ne interesează? Câteva nume, dacă se poate? De la Brașov, Pitești, Târgu Jiu, universități de aici. Avem anul acesta alocate resurse pentru aproximativ 100 de participanți. Bun, concret, ce se întâmplă în cadrul simpozionului? Cei care participă, ce fac concret? Concret, în funcție de specificul lucrării pe care îl vor prezenta, sunt alocați unei secții, vin, își prezintă lucrarea, urmează o festivitate de premiere, după cum ați văzut a fost deschiderea. Ne-am organizat în sensul următor, servim o masă de prânz, după care ei la ora 15 merg să-și prezinte lucrările. La ora 19:30 are loc o cină festivă în care menționăm câștigătorii și avem și un mic spectacol artistic în colaborare cu cei de la Hațegana. Cei care participanții au prezentare teoretică sau și demonstrații practice? În funcție de lucrare, este atât prezentare teoretică cât și parte aplicativă, partea practică. Da, de altfel am văzut un exemplu de proiect. Explica colega voastră că încă nu e finalizată, un proiect interesant prezentat chiar de o studentă de aici, de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara. Este un proiect la care s-a muncit foarte mult și pe care am decis să-l prezentăm aici, dat fiind și importanța și nivelul la care a ajuns cu proiectul. De la Hunedoara, de aici, sunt mulți participanți? De la Facultatea de Inginerie din Hunedoara? Avem procentul majoritar, da, de la noi. Am înțeles. Mă interesează așa ca și proiecte personale, care va fi direcția ta în viitor? Păi, urmează să-mi închei anul 3,
voi începe anul 4 în care va trebui să-mi pun la punct licența și să decid la ce specializare voi aplica pentru master. Am înțeles. Asta e pe termen scurt. Și pe termen lung? Pe termen lung nu am. Doar conturul, în linii mari. Nu e o proiecție, nu? Nu. De altfel, lucrurile se schimbă așa de rapid încât e cam greu să ne facem planul pe termen lung. Bine, faptul că înveți aici la Hunedoara, la Facultatea de Inginerie Hunedoara, crezi că îți oferă șansele pentru o carieră, știu eu, de mai târziu? Dată fiind calitatea învățământului din această facultate, da. Asta te referi la profesori, la condiții, la laboratoare? Dezvoltă puțin. Atât modul de predare și lejeritatea cu care ni se prezintă informațiile și respectiv lejeritatea noastră de în asimilarea informațiilor, condițiile care sunt aici, în general, cadrul general de învățat îți permite, da, să poți să ai o calificare și o profesie foarte bună pe mai departe, în funcție de ce urmezi. Am văzut că la începutul simpozionului ați avut invitat un reprezentant a unei firme din zona privată, o firmă care colaborează cu Facultatea de Inginerie din Hunedoara și chiar știu că realizează lucruri deosebite. Ce ne poți spune despre forma aceasta de a învăța? De altfel, a și atins puțin importanța realizării practicii efective. Este un proiect care s-a dezvoltat pe parcursul a mai multor ani, de fapt un proiect, un parteneriat pe care îl are facultatea cu această firmă, care înțeleg că nu poți să-i dau. Da, nu, da, așa este. Care vrea să pună bazele, cum s-a și exprimat domnul Sabo, să pună bazele unui centru de excelență în care noi studenții să avem posibilitatea efectiv să ne facem calificarea, să nu se mai pună problema pentru noi studenții pe mai departe a lipsei de experiență. Avem posibilitatea să mergem în acest centru și să învățăm atât noțiuni teoretice, s-a și exprimat și dânsul inclusiv limbi străine și partea aplicativă, partea practică, ce ne ajută pe noi în calificarea și pe alte domenii. De ce nu? Pentru că informatica este un instrument. Da, foarte clar. Un mesaj pentru colegi, dar și pentru cei care se gândesc încă dacă vin sau nu în anumite zone sau și aleg o anumită facultate unde să mă refer la viitorii candidați. Prin prisma experienței dobândită aici, le pot recomanda din tot sufletul că pot să vină, au ce învăța, se pot forma atât ca și profesioniști, dar și ca oameni. Mult succes îți doresc! Mulțumesc! La revedere! Cum te numești? Numele meu este Sorina Lorinț. Fac parte, de asemenea, din Liga Studenților a Facultății de Inginerie Hunedoara și, de asemenea, sunt și printre organizatorii acestui eveniment. Mă interesează anul și specialitatea. Sunt în anul 3, la specialitatea de informatică industrială. Bun, e complicat să organizezi un simpozion științific, studențesc? Este al doilea an în care fac parte dintre organizatori. Prima dată mi s-a părut puțin mai complicat, deoarece nu știam ce este necesar sau ce presupune organizarea unui eveniment, însă anul acesta a fost ceva mai lejer. Bun, concret, ce ați făcut? Deci, probabil, care este cel mai greu lucru este strângerea de sponsorizări. Însă, încă se mai găsesc sponsorizări în țara noastră? Da, din fericire noi am reușit să găsim. Înseamnă că faceți un lucru de calitate, pentru că sponsorizările prin mai puține se acordă foarte greu și sigur numai pentru lucruri importante. Da, este foarte adevărat, însă avem oameni care de fiecare dată când am avut nevoie de ajutor ne-au răspuns pozitiv. Sponsorizările au fost nevoie de sponsorizări? Din ce? Pentru ce? Avem nevoie de sponsorizări, deoarece acestea ne sunt folositoare la cazarea elevilor participanți care vin Studenților? Da, studenți participanți care vin din alte orașe, de asemenea a cadrelor didactice care îi însoțesc. Avem nevoie pentru... Am înțeles că ați realizat niște mape. Da, am realizat niște mape în care am pus niște materiale promoționale prin care încercăm de asemenea să mai promovăm și facultatea și participanții să aibă oarecum și o amintire. Bun, cei care participă la acest simpozion trec de un anumit filtru sau cum se poate ajunge la simpozion cu lucrări?
Deci, în primul rând, fiecare student care dorește să participe la acest simpozion este nevoie să trimită lucrarea respectivă, de asemenea cu numele și datele dânsului. Și de obicei, cam toate lucrările sunt alese, doar în cazul în care, să zicem, se plagiază o anumită lucrare sau a mai fost prezentată în anii anteriori. Am înțeles. Echipa care selectează sau, mă rog, cei care văd aceste lucrări sunt profesorii voștri sau și echipă mixtă? Cum, care e sistemul? De acest lucru se ocupă profesorii, pentru că ei au o experiență mult mai mare ca și noi și își pot da cu părerea dacă s-au mai făcut astfel de lucrări, dacă sunt originale și dacă au nivelul corespunzător ca să fie prezentate. Da, e logic. Bine, vă urez succes în ediția nouă și să ne întâlnim și la alt eveniment, nu? Tot în asemenea condiții bune și cu șanse de dezvoltare, nu? Profesională. Da, vă mulțumesc și eu și sperăm să fie bine și în continuare. Stau acum de vorbă cu domnul Caius Noiu, decanul Facultății de Inginerie din Hunedoara. Suntem în cadrul unui simpozion științific studențesc, dar de la ediția noua. E o tradiție pe care văd că aveți ambiția să o păstrați și să o dezvoltați, să o duceți mai departe. M-ar interesa să faceți așa o mică, o scurtă prezentare, o părere generală asupra ediției a noua, cum, ca și nivel, ca și participare, mă rog, câteva elemente. Probabil ați văzut sigla simpozionului HD43. Numărul 43 semnifică anii de când a fost înființată Facultatea de Inginerie Hunedoara și aceasta este a noua ediție a simpozionului studențesc, care se desfășoară în aceste zile. Pot spune că an de an, numărul de lucrări și interesul manifestat de către studenții din Facultatea de Inginerie Hunedoara, dar și de la alte universități, a fost crescător, astfel încât anul acesta am reușit performanța de a strânge un număr de 101 lucrări. Interesul pare să fie foarte important și mai ales prin prisma numărului de facultăți și universități care participă la acest simpozion. Sunt anunțate un număr de 10 facultăți, universități care vor fi prezente. Mi se pare importantă implicarea Ligii studenților în organizare. Da, în ultimii ani Liga s-a întărit. În principal sunt studenții de anul 3 care deja au un pic de experiență în urmă. Sunt un colectiv unit, i-am ajutat și noi cu ce am putut, atât din partea facultății cu anumite premii pentru câștigătorii secțiunilor, cât și cu alte materiale promoționale, cu sfaturi, cu idei. Am înțeles, cu experiență. Da. O să discut și cu colegii dumneavoastră despre, mai de aproape despre acest eveniment. M-ar interesa dumneavoastră să-mi spuneți ce noutăți mai sunt în viața facultății. Au mai apărut, știu eu, lucruri noi, acreditări noi, oricum vă pregătiți pentru a primi alți studenți, nu? Am avut vizite de acreditare de la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. La specializarea autovehicule rutiere am și primit rezultatul favorabil. Deci din toamnă, sigur, funcționați? Sigur, funcționează autovehicule rutiere, da, și acum două săptămâni a fost vizita și din partea RACIS pentru specializarea electromecanică și așteptăm săptămâna viitoare rezultatele, care sperăm să fie pozitive. Pozitive, da. Urmează în viitor două specializări noi, inginerie electrică și calculatoare și ingineria valorificării deșeurilor. Care n-au mai fost până acum. N-au mai fost până acum, le propunem anul acesta și sperăm să primim autorizații provizorii de funcționare. Din câte vă cunosc, ați sesizat că e o nevoie sau e o cerere mare pe piață. Da, așa am considerat cadrele didactice că aceste specializări s-ar părea că sunt mai interesante pentru viitorii studenți. Am înțeles.
Mai vreți să comunicați ceva? Okay. Un mesaj pentru cei care sunt în să zicem, în etapă sau în faza în care își caută direcția să vină la ce facultate să meargă. Viitorii studenți. Ați văzut și din părerea studenților intervievați că la Facultatea de Inginerie Hunedoara se face școală cu adevărat și îi sfătuim pe toți elevii absolvenți a claselor a 12-a ca după ce își iau bacalaureatul să calce porțile Facultății de Inginerie Hunedoara pentru că vor avea mari satisfacții. Arată că nu au cheltuieli mari, nu? Da, cei din zonă nu au cheltuieli majore. Așa. Avem un cămin ultramodern în care le asigurăm cazarea, deci jos este cantină. Profesor de calificații? Profesor calificat, cadre didactice, da. Specialiști, da. Majoritatea cadrelor didactice au doctoratul luat. Exact. Laboratoare am văzut din, mă rog, în ultimii ani am văzut că sunteți foarte... Dotarea foarte bună, da. La nivel de ultimă generație. Acum am văzut la simpozion că există colaborare și pe partea de IT și de proiecte firme cu care informatice, da? Studenții pot să-și facă practica. Sunt acum, în prezent, cred că în jur de 50 de firme cu care avem contracte. Felicitări, chiar frumos. Deci fiecare spune cu cât studenți dorește ca să-i primească în practică și în ce perioadă. Și s-au strâns foarte multe. Anul trecut, deci nu cred că a existat student care să dorească să facă practică la o firmă și să nu oferim loc. Avantajul foarte clar fiind că dacă, mă rog, sunt buni și sunt luați în observație... Da, au șansă ca să-și angajeze, sigur că da. Exact, da. Grozav. Vă felicit încă o dată pentru ediția din acest an și succes pentru noi candidați, pentru studenți, noi studenți, da? Mulțumim! Mai bine, mulțumesc frumos! Vă rog să vă prezentați. Bună ziua! Sunt Ana Sofali, sunt prodecanul facultății și îmi pare bine că ne întâlnim din nou la acest eveniment organizat de studenți, pentru studenți, cu mare loc în fiecare an. Cu sprijinul dumneavoastră. Sprijinul facultății noastre, exact. Am înțeles că în acest an ați reușit să, mă rog, să primiți sau să fiți gazdele pentru 100 de lucrări, de studenți în același timp, probabil. Exact. Întrebam la un moment dat pe una dintre organizatoare, pe o studentă, dacă aceste lucrări trec printr-un filtru și mi s-a spus că profesorii sunt cei care le... Avem un comitet de organizare care se ocupă și cu această parte, să-i spunem, științifică, da, a acestei sesiuni. La această sesiune participă studenți de la toate ciclurile pe care noi le avem în facultate, pornind de la licență, master și cei de la doctorat. Studenții de la licență, în general, își pregătesc aceste lucrări, mai ales dacă sunt în anii terminali, din lucrarea de licență, așa reușind să și prezinte cercetările pe care le întreprind în aceste ultime, să zicem, săptămâni, ei fiind chiar pe final cu partea de lucrare de licență. La fel, studenții de la master, care urmează să își prezinte și ei lucrarea de disertație. Aceste lucrări, în general, sunt concepute din aceste teme pe care ei le-au prezentat la lucrările de finalizare a studiilor. Tot în cadrul acestor secțiuni care se desfășoară în cadrul simpozionului, avem și participanți de la ciclul de doctorat, deci doctoranți, atât cei cu frecvență cât și cei fără frecvență, fiecare au și își prezintă rezultatele cercetărilor care le-au întreprins pe parcursul anilor în care au fost înscriși sau sunt înscriși la doctorat. Tocmai pentru a-și încerca să-și facă cunoscute cercetările efectuate, rezultatele pe care le-au obținut până în prezent sau dacă sunt la o fază mai spre finalul tezei de doctorat, deci chiar rezultatele finale ale tezei. Am înțeles că subiectele așa, nu neapărat cifre sau procente exacte, sunt mai mult din zona auto sau informaticii sau... Din toate domeniile pe care le avem noi la facultate, pornind de la electromecanică, partea de IT, colegii de la informatică, o foarte mare parte din lucrări sunt, să spunem, arondate domeniului de autovehicule rutiere și cealaltă pentru ingineria materialelor și protecția mediului. Și mai este o secțiune, să-i spunem, separată, unde sunt științele economice și partea de matematici, științele fizică. Deci cam așa sunt ele împărțite pe partea de secțiuni și
în așa fel, tot pe secțiuni sunt și recenzate aceste lucrări de către colegii care fac parte din comitetul științific. Am înțeles. Diplomele sau premiile pe care le câștigăm în cadrul simpozionului le folosesc la facultățile de unde vin sau depinde e vorba doar de CV-ul, îmbogățirea CV-ului? Și îmbogățirea CV-ului. Da. Le folosesc și pentru, de exemplu, ele pot fi trecute sau mai bine zis scoase în evidență la un posibil interviu pentru angajare sau un alt loc unde le pot folosi ar fi în momentul în care se hotărăsc sau fac parte dintr-un colectiv de cercetare pentru depunerea unui grant. În general, aceste premii, rezultate obținute la astfel de sesiuni sunt destul de bine punctate și care nu totdeauna poți să, sau reușești să le obții. Da, înțeles. E important. Chiar mai ales că, cum să zic, finalitatea participării asta ne și dorim. Importantă. Da, mai ales în anul acesta am participat și la alte astfel de sesiuni organizate în alte centre universitare cu studenții noștri, unde am obținut rezultate destul de bune, pornind chiar de la premiul întâi până la mențiuni. Deja sunt foarte bune. Da. Să nu fim modești. Au fost și la Universitatea din Târgu Jiu, au fost la Timișoara, au fost la Oradea și au venit cu rezultate bune. Grozav. Da, aveți. Deci trebuie, mă rog, că nici cricotașii nu mai prea pot să zică lucruri de începem să avem deja rezultate chiar foarte bune. Există un ștaif al facultății. Exact. Mai ales că sunt și oameni care deja au demonstrat, care sunt, cum se spune, inventatori. Da, nu, deja, avem pe Corneliu, da, exact, care este deci, foarte bine cunoscut, Corneliu Virto Băneasă, care a confirmat. Exact. Și încă de pe vremea de când era studentul nostru, a câștigat foarte multe medalii la saloanele de inventică și probabil vor mai veni și alții. Sigur, da. Mă bucur tare. Noutăți ce mai aveți acum în viața facultății? Acum, în prezent, suntem în urmează săptămâna 14-a, deci de încheiere a activităților, deci seminarii, laboratoare. Urmează sesiunea pentru studenții anilor 1-3 sau anul 1 de master. Pentru studenții din anii terminali de la licență și master urmează susținerea examenelor de licență, respectiv lucrarea de dizertație. La studenții de la doctorat, în general, urmează, avem chiar o susținere de teză de doctorat. Au mai fost în acest an încă 3 susțineri de astfel de teze de doctorat. Urmând ca în toamnă, pentru studenții care sunt acum în ultimul an de finalizare a tezelor de doctorat, să urmeze susținerea publică. Iar legat de alte activități, cum a spus și domnul decan, suntem în perioada de alegere a firmelor la care studenții pot să-și desfășoare practica. Va fi practica în luna iulie. Mi-a plăcut cum a spus, de alegere. De alegere, da. Deci regulamentul le permite. Da. Alegere, noi le punem la dispoziție firmele și ei își optează în funcție de specializare, în funcție de ce doresc, de abilități, de competențe, de Deci de la caz la caz. Este și asta. Important. Regulamentul deocamdată le permite acest lucru. Probabil vor fi... Eu încercam să subliniez faptul că sunt așa de multe încât e de unde au de unde să aleagă, chiar și pot să aleagă. Noi... Foarte important. Vă mulțumesc tare mult. Un mesaj către viitorii studenți și pentru că se apropie. E adevărat, în luna iulie așteptăm viitorii studenți. Cu această ocazie le urăm elevilor mult succes la bacalaureat, să-l promoveze și îi așteptăm să vină la facultate. Cu încredere. Cu încredere. La mare, așa. Exact. Mulțumesc și mult succes. Vă doresc. O zi bună. Vă rog să vă prezentați. Numele meu este Sorin Rațiu, sunt cadru didactic la Facultatea de Inginerie Hunedoara și activez în cadrul Departamentului de Inginerie și Management la specializarea autovehicule rutiere. Cam de câți ani participați activ la acest simpozion studențesc care, mă rog, a ajuns la ediția noua? Întâmplător sau nu, fac parte din inițiatorii și organizatorii acestui simpozion împreună cu alți colegi de-ai mei cadre didactice. Înseamnă că de 9 ani. Înseamnă că de 9 exact ani. Eu am întrebat fără să știu. Ideea ne-a venit la un moment aniversar, la aniversarea 35 de ani de învățământ superior în Hunedoara. Am considerat că este bine să organizăm un simpozion științific studențesc, iar de acolo încoace am încercat să menținem tradiția și să organizăm în fiecare an o astfel de manifestare, încercând să captăm
tot mai mulți studenți din tot mai multe centre universitare, astfel încât să inițiem o colaborare, în primul rând, între studenții centrelor diferite din țara noastră. Și iată ce utilitate are acest simpozion. Am aflat de la doamna prodecan că diplomele și diplomele care le primesc participanții aici au o importanță mare în viitorul lor. În viitorul lor, da, în CV-ul lor și în activitatea pe care o vor desfășura ulterior. Dumneavoastră vă implicați în noi încercăm zona aceea de filtru, de filtrare, probabil, da. Noi, ca și cadre didactice, încercăm pe an ce trece să predăm ștafeta organizatorică Ligii Studenților și Studenților și noi să rămânem undeva în umbră, să ne ocupăm de partea științifică, de recenzarea lucrărilor și de organizarea la un nivel mai ridicat, să zic așa. Deci studenții se ocupă de tot ce înseamnă parte legată de colaborarea cu studenții, de evenimentele care se desfășoară ulterior, de partea de agrement. Am înțeles, da. Ce ne puteți spune despre nivelul științific și despre temele abordate? Deci o evaluare a ce se întâmplă. La fel ca și în anii trecuți și așa cum a precizat și domnul decan, nivelul este crescător în fiecare an, studenții sunt din ce în ce mai buni, lucrările sunt tot mai bune și mai interesante. Ceea ce vreau să punctez ca și specific în această ediție este faptul că am încercat să realizăm o interdisciplinaritate între lucrările prezentate, astfel încât să încercăm să cooptăm studenți de la specializări diferite care să facă o temă comună. Spre exemplu, am inițiat o lucrare împreună cu colegii de la celălalt departament legată de un stand experimental electronizat, informatizat pe parte de auto. Deci studenți care se ocupă de partea de autovehicule, respectiv motoare cu ardere internă, în colaborare cu studenți de la informatică care fac un proiect comun. Da, interesant, asta e un alt mod de abordare, nu? Evident, tot ce înseamnă, eu vorbesc din punctul meu de vedere, tot ce înseamnă autovehicul, tot ce înseamnă motor cu ardere internă modern, nu poate fi conceput la ora actuală fără electronică, fără informatică, fără programare. Da, păi chiar am mai repetat în discuții cu colegii noastre, experiența de la începutul, în deschiderea simpozionului, sigur, parțial, acel proiect cu comenzile vocale, exact, nu? Exact. Intră în zona dumneavoastră, probabil. Exact, da? Asta este doar unul din exemple. Da. Am înțeles. Lucrări mai ieșite din comun, ați sesizat în ce ați văzut de la această ediție? Lucrări foarte ieșite din comun, nu. Asta vreau să spun, că există lucrări care sunt realizate în colaborare și în acest spirit al interdisciplinarității. Am înțeles. Domenii clar, aparent diferite, dar care lucrează împreună spre un scop comun. Am înțeles. Un mesaj noastră ca profesor la Facultatea de Inginerie din Hunedoara pentru viitorii studenți, că suntem în perioada aceasta de hotărâri. Ținând cont de faptul că majoritatea studenților care sunt prezenți la acest simpozion sunt studenți din anii terminal și care își pregătesc lucrările de diplomă, le urez succes la examenul pe care îi așteaptă și mult succes în continuare. Și pentru elevii de la licee care urmează să vină la o facultate, îi așteptăm cu drag, avem dotări la nivel european, condițiile sunt foarte bune, atât în ceea ce privește partea de învățământ, cât și partea socială legată de căminul studențesc, de facilitățile oferite de către facultatea noastră. Mulțumesc mult și vă urez succes în continuare. Mulțumesc. Vă rog să vă prezentați. Bună ziua, numele meu este Vasile Alexa, sunt cadru didactic în cadrul Facultății de Inginerie Hunedoara și predau discipline legate atât de parte tehnică cât și de parte economică. Am înțeles.
Deci avem și vânzarea, ca să zic avem așa. Avem și vânzarea, care nu numai este producția, nu numai cercetarea, exact, avem și... Exact, foarte exact. Important, e foarte important pentru noi. Chiar foarte important. Și mă bucur că aici la Hunedoara există posibilitatea ca studenții să învețe și meseria aceasta, care e, până la urmă, baza unui sistem capitalist. Exact. Nu, dacă e până acolo. Nu este problema numai de vânzare, este problema și de management. Cum organizezi, da, cum controlezi, cum coordonezi o activitate într-o întreprindere din punct de vedere tehnic. Corect. Deci, într-un fel, găsim aici toată paleta, de la, să zicem, cercetare, inventare, de la inventare, da. Nu cercetare, dezvoltare, inovare, producție, exact, nu, exact. Organizare. Și vânzare. Și marketing. Deci tot. Chiar un lucru, că să zic așa, o oglindă a ceea ce se întâmplă aici. Ce ați spus mai pe înțelesul oamenilor. Totodată vreau să subliniez faptul că această facultate, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, este membră a Universității Politehnica din Timișoara. Este una dintre cele 10-11 facultăți, nu știu exact acum după noua reorganizare, organizarea Politehnicii. O facultate care are o anumită cotă pe piață, iar toți absolvenții sunt absolvenți ai Universității Politehnică din Timișoara. Subliniez acest fapt pentru viitorii candidați pe care îi dorim din vară în cadrul acestei facultăți. Oriunde vor merge, ei vor fi absolvenți când vor finaliza studiile ai Universității Politehnică din Timișoara. Am înțeles. Referitor la simpozion, referitor la simpozion, pot să spun că există, pe lângă trei secțiuni de regulă consacrate, o altă secțiune, care abordează probleme economice. După cum vedem și le explic și studenților în cadrul cursului de managementul producției și serviciilor, nu pot să fii un bun inginer dacă nu corelezi activitatea inginerească cu activitatea economică. Poți să realizezi un produs care costă foarte mult și nu poți să-l optimizezi, nu poți să-l realizezi din punct de vedere financiar. Noi aici, în cadrul Facultății de Inginerie Hunedoara, prin cele două specializări, inginerie economică în domeniul mecanic și inginerie economică în domeniul chimic și de materiale, realizăm acest lucru, care este foarte important. Da, am înțeles. Dintre lucrările prezentate, am înțeles că 100 de lucrări în această ediție. Dintre cele 100 există, de lucrări, deci există o secțiune, secțiunea E, în care se regăsesc lucrări, în care studenții prezintă câteva concluzii sau câteva noi abordări legate și referitoare la activitatea economică. Asta este. Am înțeles. Mai vreți să spuneți ceva? Aș mai vrea să spun ceva pentru toți cei care finalizează acum clasa 12-a, pentru toți cei care or să ia bacalaureatul, că este o problemă și asta. Deci de specificat că aici nu este pot, o pot veni nu dacă pot veni, au diplomă de bacalaureat. Nu pot veni, că totuși finalizează Universitatea Politehnică din Timișoara. De asta nu pot veni. Da. Aș vrea să se gândească în primul rând la ce vor să facă în viață și în al doilea rând și la părinților. Și dacă vreți să mă justific, pot să mă justific. Da, chiar... Deci ce vor să facă în viață este legat de unde își pot desfășura activitatea, că oricât vor trăi și oricât de bine o vor duce în alte părți, tot acasă vor fi atrași și acasă găsim un alt gen de agenți economici, un alt gen de profil, de activitate de desfășurat și pe de o parte părinții le pot asigura sau nu le pot asigura un minim confort în alte centre universitare. Aici este... Deocamdată mult mai bine. Sunt acasă. Mama și la tata, corect. Vă urez mult succes și dumneavoastră. Să ne întâlnim cu bine în următoarea ediție. La revedere. Vă mulțumesc. Dragi prieteni, cu speranța că v-am transmit informații interesante și ați aflat lucruri interesante deci de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, vă spun la revedere. Domnule decan, vă mulțumesc încă o dată că și noi vă mulțumim pentru că ne-ați invitat și ne-ați primit în casa dumneavoastră și vă urez mult succes pentru viitor. Mulțumim.